Bun venit la nou vlog, ăsta e ATV-ul meu, l-am luat ieri. E motor de 110, are tot drepte. Lua foarte ieftin de aici. Ăsta are 3 drepte plus returul. Deocamdată ceva nu dă curent, dar trebuie să-i las un băiat să-mi-l facă. Ăsta are transmisie pe cardan. Am borla asta. Borla luminează. Luminează dacă... Asta nu se le cum n-are în ambriaș. Dacă vreau să-l bag așa în retur, văd că a intrat în retur. Văd că intră așa, dacă mai zis, nu intră cum. Dacă vreau să-mi dau seama că ăsta, nu ca celălalt, să-mi dau seama dacă intră în retur, că bipă e. Ridic, scos, a întâia, a doua, a treia și atâta. Așa. Frână la picior, trecem frâna. Ai roata asta cam, ai roata asta moale. De fapt dezumflat complet, trebuie să umflu. Bela! Câinile ăsta. Bela, hai încoa, las câinile. Și aici am bordul, tot de apare. Kilometri, luminile, tot. Ceva aici, butonare, contact și nu dă curent. Asta trebuie să vină, am pus două serme așa, pune ca să facă mai puțin curent să se aude. Analizez că claxonul, dar nu merge, că bateria e moartă. Ăla asta am schimbat de pe ăla vechi. Am pus de pe ăla vechi, la pe asta am pus electromotorul. Ăsta am dat cum se cheamă ăsta de la... care dă curent la bujie ăsta. Care dă scânteie, așa, bujie, am schimbat de la ăla. Toate cărbune din electromotor, am schimbat multe. Și trebuie să vină azi un mecanic să mi-l facă, sfăt. Poate azi dau o tură. Dacă dau azi o tură, voi pune un videoclip cel probabil mâine. Deci asta, aici am tot luminile, aici luminile, aici fază lungă, fază scurtă. Semnalizările avea, dar bă, că mi-a dat fără semnalizări. L-a dus din Belgia rezervor de vreo 5 litri, poate chiar 6, că am pus nici nu se vedea. Motor de 110, cam e motorul. Mai mult ulei trebuie să bag când la cardan, ca să nu se ferme aici, să pun. Așa. Așa, la banii care l-am luat, e extrem de ieftin, eu zic. Probabil că l-am văzut, zic că ăsta are motor de vreo 150-200, oh, că mă uit, 110. Și te spun aici ulei. Băi, că are puțin, dar când vine tata din cursă, luni sau marți îmi voi pune ulei, voi schimba ulei. Trebuie să pun aici un șurub, că ăsta s-a pierdut, o șaibă, de fapt, să pun că s-a pierdut. Să închid asta. Trebuie să strâng frâna, că nu-i bine pusă. M-am și murdărit. Are portbagaj. Ăsta cred că e pus, că văd că aici e sudat. Un singur care îmi place la el e accelerația asta. Aia se place la el, accelerația asta. Mă întreb dacă pot să pot accelerați cum aveam așa aici la digit. Nu-mi place astea ca la scuder. Și la să fac niște drifturi, m-ar încurca foarte tare. Să văd eu cum va merge ATV-ul ăsta. Și deci asta a fost pe scurt vlogul pe azi. Să vă prezint ATV-ul, l-am vrut. Deci, dacă așa, vom uita la un episod cu ATV-ul. Deci, la revedere.